o frumoasă înțelegere, colaborare între familia scriitorului regretat dispărut, Ștefan Romeo Gheoc, și noi, cei care temporar slujim în acest mic templu cultural care se numește Revista de care aminteam Steaua Dobrogei, am hotărât să inițiem în memoria scriitorului și publicistului Ștefan Romeo Gheoc un premiu care să un premiu Opera Omnia pentru întreaga activitate desfășurată de scriitorii turceni și în acest sens am gândit îndelung cum va arăta și cum vom lucra pentru ca să facem un lucru temeinic, responsabil. În acest sens, conducerea revistei a hotărât în secret, prin vot secret, nominalizarea unui juriu format din scriitori turceni care au și votat secret opțiunea lor pentru categoria, așa cum spuneam, Opera Omnia. Noi am înmânat mai multe, sigur, pagini în care am oferit opțiuni posibile pentru acest premiu. Dumnealor, repet, prin voință personală, au cunoscut acești oameni, cunosc opera lor și au instituit acest vot secret. Juriul stabilit de revista noastră a fost alcătuit la vremea respectivă și astăzi vor intra în rol din următoarele personalități. Președintele executiv, președintele juriului, domnul Olimpiu Vladimirov, poet, scriitor, publicist, care în cadrul juriului. De asemenea, revista noastră a stabilit pe domnul Constantin Bejenaru, redactorul șef al revistei noastre, scriitor, publicist. Doamna profesoară Cici Maria Dăgam, prozator, redactor al revistei. Părintele protoiereu, Romeo Gabriel Ispas, în calitate de președinte, și de asemenea din partea redacției, astăzi nu este prezent aici, unul dintre membrii fondatori, profesorul Valeriu Tudose, care și-a exprimat votul secret. Până vom anunța premiul, îl voi invita pe distinsul nostru coleg, președintele executiv al jurului, domnul Olimpiu Vladimirov, membru al Uniunii Scriitorilor din România, să deschidă, printr-o scurtă evocare, personalitatea scriitorului în numele căruia revista și familia au optat pentru acest premiu. Îl invităm pe domnul Vladimirov. Sigur că personalitatea unui scriitor, a unui prozator, publicist, deosebit, face ca, în cazurile cele mai fericite, să primească din partea concetățenilor săi recunoștința pe care o merită. Romeo Gheoc s-a născut în țara frumoaselor oltence și a ajuns pe țârmurile noastre dunărene după terminarea facultății în 1976. Ca mulți alții veniți din toate colțurile țării, dânsul s-a integrat total, pe la început, în activitatea aceasta de cântare și de apreciere a Turciei și a Dobrogei în general. A debutat cu poezie în ziarul Munca și a continuat apoi activitatea publicistică în Scânteia, în România Liberă, în Ramuri, în Luceafăr. Venind
la Tulcea, în cadrul redacției ziarului Delta, a abordat toate genurile ziaristice, de la anchete, la reportaje, de la opinii, la pamflete, de la activitățile sportive, la cele culturale. La Tulcea, Romeo, după Revoluție, a condus primul ziar particular al acestui oraș. Este vorba de ziarul Identitas. A condus statului, televiziunea Comisar, și a colaborat la revista Steaua Dobrogii, care, iată, astăzi își face un titlu de mândrie, acordând un premiu în memoria sa. Cele mai deosebite lucrări, de la ziaristica, care a fost marea lui pativă și pe care și-a îndeplinit-o în totalitate, până la poezie, care nu este decât o boală frumoasă, dulce amară a omenirii, cum spunea cineva, Romeo Ghioc a răbufnit cu aceste lucrări, începând Fântânile cu ochii albaștri, spuneam, cu Orașul câinilor turbați, proză, cu Iarna măgirilor, proză, referitoare la zilele prin care a trecut Tulcea în vestitul an revoluționar 1989, cu Delta, Destine și oameni, reportaj, cu volumul care de acum a fost pe buzile tuturor, Pașaportul de piatră, și în sfârșit, ultimul roman, Cuțitoare, în colaborare cu Mite Carman. Ceea ce surprinde la acest om, vă spun acum niște gestenii, poate personale, sau așa l-am perceput eu, a fost că, chiar dacă la suprafață nu se manifesta, nu-și etala trăirile, în interior, el s-a zbătut, a suferit și a fost un încrâncenat. Ne-am întâlnit mai ales în ultimii 2 ani la o bere și comentam un eveniment sau altul la care el era tot mai trecut și tot mai gânditor și în care uneori frazele, și atât din partea mea cât și din partea lui, rămâneau parcă la jumătate. Dar ne înțelegeam numai mai pentru mai departe, numai prin tăcerea care se lăsa între noi. Mă întreb retoric acum câți îngeri ar fi trecut în momentele acelea în care noi ascultam tăcerea. Vă mulțumesc! Acest juriu tulcean, prezidat atât de frumos și de responsabil de domnul Olimpiu Vladimirov, a avut acceptul, să știți, la sugestia noastră a scriitorului israelian de limba română, de origine tulceană, Carol Feldman, și membru în același timp al miei scriitorilor din România. Distinsă personalitate a vieții culturale și literare din Israel și din România, care a vizitat des Tulcea, care și-a lansat cărțile la Tulcea,
la sugestia noastră de la revistă, l-am rugat să accepte, să-și dea acordul ca să prezideze acest jur grecian. Cu toată dragostea, vă spun acum, am primit acest accept și, evident, după ce vom mâna premii respective, am să dau citire și cuvintelor foarte frumoase pe care dânsul le-a trimis, evident, de la Tel Aviv, pentru activitatea noastră de astăzi, din 15 ianuarie. Îl voi ruga pe președintele jurului, domnul Vladimirov, să înmâneze aproape, să vină și domnișoara, deci luați și noastră florile de alături. Așa. Vă rog pe domnul Vladimirov să înmâneze premiile. Iată, pentru creație literară, poezie, premiul Ștefan Romeo Vioc, stabilit de familie și de revista noastră. Domnule președinte, vă rog să l-anunțați. Domnului Stanislav Popescu. Și la fotografie. Vă întoarceți cu fața? Domnul premiat, vă rugăm să vă întoarceți și cu fața, ca să... Așa. Este domnul Stanislav Popescu, în două cuvinte, unul dintre cei mai vechi membri ai Cenaclului Literar Panait Cerna, încă de la venirea în Tulcea, a scris câteva cărți deosebite pentru comunitatea noastră, începând cu Perpetua Geneză, cu Incantații, Vibrații de Liră, Miraje, și chiar un volum de epigrame bine primit, pentru că, în general, vreau să spun că poezia dânsului este tonică, este limpede, este frumoasă, calofilă. Părțile mai întunecate, să le spun, părțile mai întâncenate, le-a oferit în volumul acela de epigrame, în care înțeapă ca orice act bine ascuțit. Felicităm și noi pe domnul Stanislav Popescu și vrem sănătate și putere de lucru și la mulți ani. Pentru creație literară, poezie, proză, opera Omnia, domnule președinte. Doamne, profesoară Eletna Netcu. Doamna profesoară este una dintre fiicele Isacce noastre, a terminat facultatea, mă rog, la Iași, a fost profesoară în diferite, la diferite școli din municipiul și județul Tulcea, dar în ultimii ani are o activitate extraordinară care ne-a uimit pe toți. Conduce trupa de teatru Ridendo, încununată cu premii deosebite, și de asemenea este coordonatoare la o revistă a elevilor în calitate de textier, scenograf, revizor și ce mai poate cuprinde, ce se mai poate cuprinde aici. Sigur că orice român s-a născut poet, nici nu se putea. Dar are vreo două volume de poezie pentru copii, vreo trei volume de poezie pentru adulți, dar
Lucinea surprins cu o carte de proză deosebită care urmărește destinul unei femei de la naștere din copilărie până la modul cum străbate în viață și toate greutățile prin care trece și mai ales ideea că niciodată nu este îngenunchiată. Niciodată găsește resursele să revină și să meargă mai departe. Vă mulțumesc! Pentru publicistică, premiul Ștefan Romeo Ghioc, poet, prozator și publicist turcean, așa cum am spus, domnule președinte. Domnișoare Doina Lelia Ospălat. A devenit directoarea bibliotecii județene ani mulți până acum câtva timp și are o putere de muncă extraordinară și o tenacitate deosebită. A început să scrie, mai ales traducând, are atestatul de traducător. Și apoi a trecut la, în timpul care l-avea liber la bibliotecă, a trecut la o cercetare deosebită a unor personalități tulcene, a unor mănăstiri și lăcașuri de cult tulcene, la care a lucrat ani de zile. Rezultatele de la acestea, din urmă, probabil că se vor concretiza în timpul care vine. Dar, pentru lucrările premiate, pentru lucrările premiate, dânsa a întocmit un index de nume în cadrul unei memorii culturale și cunoașteri locale, pentru toți scriitorii tulceni, din locurile în care s-au născut aceștia. Deci, area geografică de provenient. Și, încă un volum deosebit, însemnări de cult pe cărți bisericești. Iarăși, o lucrare pentru care noi am apreciat-o în mod deosebit. Șansa de a regăsi clipele ce-au fug și s-au risipit și tot ceea ce împreună am clădit, portând în mereu doar privirea ta. Realitatea nu o pot accepta. Ieri erai cu mine, azi nu mai ești. Ce s-au scris cândva au fost doar povești. Tu spuneai mereu trăiește-ți clipa. Viața tu ești sus acolo printre îngeri, mi-a rămas doar amintirea ta.